afirmat că în anul 2000 România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată, atât din punct de vedere al industriei, agriculturii, învățământului, științei și culturii, cât și al nivelului general de viață și de civilizație al poporului. Pe această bază se vor crea condiții materiale necesare care vor asigura trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață în toate domeniile de activitate. Prin înfăptuirea culturilor acestor obiect, poate afirma că în anul 2000 România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată atât din punct de vedere al industriei, agriculturii, învățământului, științei și culturii, cât și al nivelului general de viață și de civilizație al poporului. Pe această bază se vor crea condiții materiale necesare care vor asigura trecerea la înfăptuirea la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor comunice de repartiție, de muncă și de viață în toate domeniile de activitate. Prin înfăptuirea tuturor acestor obiective și orientări pe care le vom dezbate și adopta la Congresul al 13-lea Partidului, poporul nostru va face un mare și important pas înainte pe calea dezvoltării și mai puternice a marilor realizări obținute în cele 4 decenii de viață libere. Se poate afirma că în anul 2000 România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată al industriei, agriculturii, învățământului, științei și culturii, cât și al nivelului general de viață și de civilizație al poporului. Pe această bază se vor crea condițiile materiale necesare care vor asigura trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață în toate domeniile de activitate. Prin înfăptuirea tuturor acestor obiective și orientări pe care le vom dezbate și adopta la Congresul al 13-lea Partidului, poporul nostru va face un mare și important pas înainte, important,